Mă gândeam să dedicăm rubrica de astăzi tot unei femei, nu? Pelagia Roșu, care costă 60 de ani, obținea în februarie prima victorie împotriva trupelor invadatoare ungare în Revoluția Română din Transilvania. Suntem sub semna 160 de ani de la victoria Revoluției Române din Transilvania. O spun împotriva tuturor manualelor de istorie vechi, noi și viitoare, care mint în continuare în privința acestui eveniment. Dumnezeu știe de ce. Aș fi vrut să abordez alt subiect, mai ales că am primit foarte multe scrisori referitor la emisiunea noastră de istorie, una foarte lungă, foarte interesantă și foarte documentată a unui tânăr șomer și agricultor, așa se recomanda anonim, dintr-un sat sucevean, o las însă pentru săptămâna viitoare. Deoarece am primit un fel de circulare, de fapt două materiale, două scrisori deschise care au fost trimise tuturor ziarelor, tuturor posturilor de televiziune, de către un om care împlinește zilele acestea 80 de ani, un om cât se poate de interesant, un literat, deci un scriitor, care subliniază următorul lucru. În care stat de drept european este tolerat ca parlamentarii unei minorități naționale să tulbure prin repetate solicitări și manifestări anticonstituționale ordinea socială constituțională a țării? Normal, într-un stat unde justiția nu există și poliția nu funcționează. Sau se poate obține în România încrederea majorității populației române de pe poziția neeuropeană de îngânfare maghiarotardă adoptată de unii lideri UDMR, în urma cărora opinia publică a rămas consternată de atâtea ori? Iată câteva exemple luate la întâmplare pentru a demonstra că, în urma amintitei poziții adoptate de UDMR, s-a format în mod justificat în opinia publică românească o neîncredere totală față de solicitarea autonomiei ținutului secuiesc. Și de ușire de exemple. Senatorul UDMR Cioboș Ogor, care în prezent este europarlamentar, prin acțiuni provocatoare antiromâne șovine, e instigat în mod deschis în ținutul secuiesc pe cei celălalt senator să nu participe la manifestările politice și culturale organizate cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a Românilor. Iar dacă vor participa, totuși se poartă o panglică neagră în piept. Europarlamentarul episcop reformat la Zlătăche și în timp ce flutură drapelul lupte pentru obținerea autonomiei teritoriale, strigă astfel în presă sloganului preferat, chemarea să la luptă, sunt sătul până peste cap de România. În opinia președintelui UDMR, Marco Bello, românii care trăiesc în ținutul secuiesc trebuie să vorbească în limba maghiară, deoarece mănâncă pâine secuiască, iar elevii români din zonele cu populație mixtă ale Transilvaniei trebuie obligați să învețe la școală limba maghiară. Trebuie să ajungem în situația în care, susține Marco Bello, vom putea recupera cumva teritoriile pierdute de țara noastră în 1918. Și exemplurile continuă. Respectivul autor, întrebându-se cum de este acceptată propaganda care îi se face lui Roș Albert, criminal de război, sau lui Horthy Miklos. Conducerea UDMR nu a protestat cu niciun cuvânt față de propaganda neonazistă de răspândire a prejudecăților rasiale în paginile ziarelor de limba maghiară din România, propaganda care trăvește prin cultul lui Horthy Miklos viața publică a naționalității maghiare. Este un fel de scrisoare deschisă celor mai importanți demnitari publici ai Republicii Ungare, precum și liderilor uniunilor, asociațiilor, mișcărilor și partidelor politice, pe urmele unui titlu de poezie a lui Odi Endre, un fel de scrisoare către Moritz Zsigmond. Autorul este Hajdu Gyozu, un maghiar patriot și în același timp un român patriot, este președintele Asociației Culturale și de Prietenie Egyut Împreună, redactor șef al publicației bilingve româno-maghiare Egyut Împreună. Deci la 80 de ani Hajdu Gyozu face retrospectiv o analiză a modului în care politicianismul și demența rasială a unei minorități asiatice implementată în Europa a dus la conflict în această parte a continentului. Cel de-al doilea material se referă tocmai la 15 martie, care spune domnia sa a fost confiscat, și la ce a însemnat 1848. M-am gândit să începem astăzi și să continuăm duminica viitoare cu explicarea înțelegerea lui 15 martie, pentru că și aici manualele de istorie vechi și noi mint de îngheață apele. Până și Hajdu Gyozu, care este un om cinstit, un om profund, recunoaște că el aparține stângii europene. Dacă așa a învățat în școală, dacă așa a subt odată cu laptele mamei zisele de evenimente de la 48, dacă așa au fost implementate în biserică de popi mincinoși, spune următorul lucru, așa cum am învățat și noi, de altfel în școală. Istoria comună a Revoluției Maghiare și Române Pașoptiste înregistrează din belșug faptul ce demonstrează cum conducătorii revoluționarilor de ambele naționalități s-au luptat din răzputeri ca forțele să se unească. Exemplul cel mai nimerit este activitatea lui Bălcescu, care la timpul lui a fost cel mai lucid istoric și politician
european. Fiecare dintre actele lui arată că a depus tot efortul de care era în stare pentru solidaritatea română maghiară. E meritul lui că a realizat un proiect pacificator, scălit de Băcescu, Coșu și Boliac. Un program excepțional în slujba idealului amintit. Cele două națiuni au sarcina fundamentală a sprijinului reciproc și a luptei sub standardul frăției al unității. Păcat că acest proiect a venit prea târziu. Imediat la o lună numai, puterea armată, covârșitoare a Vienei și a Rusiei, a desfințat și Revoluția Română și Revoluția Maghiară. Deci Viena și Rusia, care au înfrânt, asta am învățat și noi la școală, toate revoluțiile, și cea română și cea a ungurilor. Deși un om inteligent își dă seama cu e vina, Hoidu Ghiozdo spune că Batiani Cazimir, care era ministru de externe al guvernului Coșut, cu două zile înainte de înfrângerea finală, 27 iunie, a trupelor ungare, încă dădea următoarea declarație: dorul nostru, țelul nostru este să-i asimilăm pe românii din Ardeal și din Banat. În fapt care l-a făcut pe Bălcescu tristă exclame, aristocrația maghiară n-a uitat nimic și n-a învățat nimic. Deci două constatări, două fragmente, două documente care contrazic toată această teorie. Deci ce s-a întâmplat? Ce este acest 15 martie? Și despre ce este vorba? Dar 1848, 1949, au fost revoluții, n-au fost revoluții. Cine s-a luptat? Ca istoric afirm, s-au luptat două state. Un stat independent de Habsburg numit Ungaria și un stat autonom în cadrul românesc, autonom în cadrul Imperiului Habsburg, recunoscut de Habsburg, numit Transilvania. S-au luptat două state, s-au luptat două armate. În cadrul acestei lupte, partea română, armata română în frunta care din Ardeal, în frunta care se afla Avram Iancu, a luptat în alianță cu Viena, unde era un regim liberal democratic de la 13 martie 1848, cu Constituție, cu tot ce își dorea intelectualul Europei la data aceea, și în consecință aliat și cu trupele țariste, care au fost chemate în sprijin. În consecință, Revoluția Română din Transilvania nu a fost învinsă. Revoluția Română din Transilvania a triumfat, pentru că la sfârșitul războiului, trupele române se aflau în tabăra învingătorului. Cea mai mare minciună a manualelor noastre de istorie, înfrângerea Revoluției la 48. În primul rând că Revoluția a fost 1848-49 și în Transilvania Revoluția Română a învins. Acesta este adevărul. Nu s-a spus ca să nu supărăm vecinii, din spiritul solidarității sistemului socialist, înainte de 89. Acum, în spiritul cărei solidarități? A sistemului globalist? Se acceptă în continuare mistificarea adevărului? Revoluțiile au început la 22 februarie 1848, la Paris, și s-au extins, pentru că masoneria lucra, lojile lucrau. La 11 martie a izbucnit Revoluția la Praga, la 13 martie la Viena. În acest context se declanșează o mișcare pe 15 martie la Buda, adică la Pesta, și la Bratislava, deci în cadrul Imperiului Habsburgic. Mișcare care este condusă de mari nobili, de mari grofi, cum era Lajos Batiani, cum era chiar și Coșut, că și el era noi. Pe ce fel de revoluție este aia condusă de grofi? Este adevărat, se desfințează eubogia. Unde? Pe teritoriul Ungariei, nu pe teritoriul Transilvaniei sau în altă parte. De ce se desfințează? Pentru că armata de țărani să vină și să lupte pentru Batiani și pentru Coșut, pentru visul lor. Care era visul lor? Păi era visul celor 38 de loji masonice, loji masonice din Panonia, care confederate sub contele Palfi, au produs Revoluția din 1784 a lui Horia, care era mână-mână cu Iosif al II-lea. Deci lojile române și cele germane împotriva Confederației lojilor ungare, care atunci, în secolul XVIII, au inventat mitul Ungariei milenare. O Ungarie care nu exista niciodată și care îngloba 13 țări, 13 provincii, cu 64 de comitate, spun ei, inclusiv teritorii românești, cum ar fi cele din Voivodina, din Bačka, pentru că și astea tot românești sunt, din Partium sau Țara Ungurească, pentru că era comitală, din Transilvania, din Maramureș, din Banat. 15 martie nu are nicio legătură cu spațiul de la est de Tisa. 15 martie înseamnă declanșarea unui război de secesiune de către nobili unguri, de către mari magnați unguri, grupați în Confederația Lojilor Panone, secesiune față de Habsburgi. Opțiunea independenței față de Habsburgi a ce? Nu a Ungariei medievale, ci a unei Ungarii care să înglobeze teritoriul românesc și slave.
a unui monstru care se ocupe tot ce este în jur. Asta a fost ideea lui Kossuth și ideea lui Peter Vishander. Peter Vishander era ideologul acestei mișcări, un fel de Goebbels al lui Kossuth. El este cel care scrie imnul național. O să vedem, poate nu în ediția aceasta, ediția viitoare, cam în ce consta un demnul al lui... E tocmai în 15 martie. Al lui... Da. Al lui Kossuth, al lui Petufi, care de fapt era sârb prin naștere. Mă rog, zice, noi sârb ocurat. De fapt, sârb, e același popor acolo. Și aici e o bască, sunt mai multe popoare în fosta Iugoslavie. Slave. E unul singur, e aceeași limbă. Bisericile îi despart. Revoluție a fost proclamată în contextul revoluțiilor europene. Nu era revoluție, era pur și simplu un război civil, un război de secesiune. La 21 martie 1848, deci la 6 zile după 15 martie, într-adevăr se întâmplă ceva în Transilvania. În sensul că tot nobilii se ridică la revoluție.